Ești cu adevărat pasionat de ceea ce faci? Te trezești în fiecare dimineață fericit că mergi la job? Rămâneți alături de noi în această seară și lăsați-vă inspirații de oameni care iubesc munca pe care o fac. Seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la 20+. Majoritatea dintre noi petrecem mai mult timp la locul de muncă decât acasă. Dar câți dintre noi suntem cu adevărat pasionați de ceea ce facem? Câți ne iubim activitatea zilnică? Vă invit să rămâneți alături de noi în această seară pentru a afla poveștile a 3 oameni care declară fericiți că și-au găsit chemarea. Și cu siguranță sclipirea din ochii lor vă va inspira. Alături de noi în această seară este din nou Ștefan Brătianu, ghid montan. Bine ai revenit, Ștefan! Bine te-am regăsit! În această ocazie, pentru a ne vorbi despre ceea ce tu faci full-time, și anume să fii ghid pentru turiști, ghid în munte. Te-aș întreba pentru prima dată, cum ai descoperit ce vrei să faci în viață? Am descoperit întâmplător. Acum 6 ani am vrut să ies din zona de confort. Aveam o viață așa mai lentă, nu făceam prea multe chestii și am vrut să ies din zona de confort și m-am apucat de multe chestii. M-am apucat de un semi-maraton, m-am dus la dans și m-am înscris și la o școală de munte. Și acolo am descoperit muntele pentru prima oară. Să urci pe munte, nu la munte. Și am descoperit muntele, am fost un an elev, mi-a plăcut atât de mult încât am devenit și instructor. Și după am zis să înființez și firma mea. Am înțeles. Care au fost primii pași pe care i-ai urmat pentru a deveni ghid montan? M-am înscris la niște cursuri de să fiu ghid autorizat la Ministerul Turismului. Am fost școala de munte de ghid montan autorizat. Am luat atestatul și după am început... Cam cât a durat așa? Undeva la un an de zile durează. Îți mai amintești de prima ta experiență pe munte cu primii turiști? Da, prima mea excursie a fost cu 10 oameni. M-au ajutat, erau prietenii mei. Și am fost în Piatra Craiului. Și a fost o excursie frumoasă de 12 ore. Am avut și un băiat care a avut atac de panică. Wow. A cedat psihic după 6 ore și mai aveam de mers încă 6 ore. Și dar ce ai făcut atunci? Am fost lângă el, l-am susținut. Și am vorbit 6 ore cu el. Wow! Următoarele 6 ore, nu? Da, pentru că am vrut să-l scot puțin din zona lui, că s-a făcut frică pentru că nu mai putea să meargă. Și am zis să vorbim. Și am vorbit. Norocul meu că aveam experiență în spate, multe aventuri. Și am avut ce să vorbesc. Și după ce am ajuns jos, a zis, wow, ce bine a fost! S-a chiar bucurat, dacă, nu, că și-a depășit, da, o limită. A depășit o limită și chiar dacă a doua zi a făcut febră musculară și mai putea să se miște, a făcut ceva ce își dorea foarte mult, să facă creasta Piatrei Craiului. Foarte frumos. De atunci și până acum cât timp a trecut? 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate. E ceva. Ai putea să ne povestești puțin despre expedițiile de care s-au bucurat turiștii tăi în tot acest timp? Ce ați vizitat și în țară și în străinătate? Pentru că știu că nu te limitezi doar la România. Am tot felul de proiecte. Am proiecte ușoare pentru oameni începători, am proiecte medii și proiecte grele. Vor oamenii ceva mai greu. De exemplu, anul trecut am făcut proiectul 14. De ce proiectul 14? România are 14 vârfuri de peste 2500. Noi l-am încercat să le facem pe toate 9 zile. Wow! A fost oameni care nu aveau foarte mare experiență în spate. Am fost 7 băieți și 10 fete. Fetele aveau experiență de maxim 2 ani urcând pe munte și am reușit să facem 9 zile. Proiecte ușoare pentru începători, ture de 4-5 ore de mers, medii între 5 și 8 ore. Și am început să facem și de anul trecut și afară. Am mers în Tenerife, dar n-am mers pentru plajă. Am fost pentru munte, 3500, am urcat plaje pustii, canioane. Am încercat să vizităm și Croația, Muntenegru, adică să vizităm Europa. Europa, da. Europa muntoasă. Da.
foarte, foarte frumos. Ai vreo amintire la limită, să zic așa, dintr-una dintre expedițiile tale? Da, excursiile mele, fiind organizate, nu o să mă duc la limită eu, dar îmi place să împing oamenii la limită. Limită controlată. Uh-huh. Pentru că în caz de ei clachează, eu sunt lângă ei și pot să-i scot puțin, vorbim și după aia să iasă din zona asta. Pentru că oamenii pot foarte mult, dar nu știu ei. A, și de asta sunt eu lângă ei, ca să-i ajut că, să afle că chiar pot. Ei nu au încredere în ei. Eu le ofer undeva 20% încredere, restul trebuie să recâștigă ei. Foarte, foarte frumos. Aș vrea acum să ne oferi câteva sfaturi practice despre atunci când vrem să mergem la munte, ce ni se poate întâmpla. Și aș începe cu începutul, să zic așa. Când este cel mai bine să mergi la munte? În ce anotimp? Păi, toate anotimpurile sunt frumoase, dar pentru început recomand primăvara, ca să ai timp să avansezi în grad, ca să ajungi și iarna. Începem primăvara, vara, toamna, iarna deja e o altă poveste, un pic mai greu și de asta primăvara e cea mai bine să începi să mergi pe munte. Care ar fi echipamentul adecvat pe care ar trebui să-l avem atunci când ne hotărâm să mergem? În primul munte. Rând și în primul rând bocanci. Nu adidași de alergat, nu tenești. Bocancii sunt cei mai importanți, este confortul tău. Dacă nu ai avut bocanci buni care te strâng, s-ar putea să nu mai ai confort și să nu mai îți placă muntele. O regulă de bază, bocancii mereu trebuie să iei cu un număr mai mare, deoarece picioarele se umflă și e bine să ai un spațiu între. Și după încet, încet, tricouri tehnice, rucsac, normal, mai profesionist. Dar, în primul rând, bocancii sunt cei mai importanți. În materie, nu știu, de alimente, băuturi? Ți învață. Recomand prima oară să mergi cu un grup organizat și să-l întrebi pe ghid cum să bei apă, cum se merge corect pe munte. Pentru că diferă mersul pe munte față de mersul pe drept. Și mergând cu un ghid, poți să afli mai multe sfaturi de la el. E foarte mult de poveste, două ore doar pentru cum se mănâncă okay, corect. Și cel mai bine te duci, vorbești cu ghidul și el îți vorbește tot ce ai nevoie. Mai ales că te și studiază și spune ce să schimbi. Pentru că fiecare probabil este diferit în funcție de constituție, de experiența anterioară. Rămâneți alături de noi pentru a afla ce să faci dacă te întâlnești cu ursul în pădure. Sunt, chiar dacă tu, după cum spuneai, nu mergi în niște situații în care să te pui pe tine însuți la limită, sunt totuși anumite situații mai imprevizibile care pot să apară. Imprevizibile, să zicem, pentru noi cei care nu suntem inițiați. Și aș vrea să te întreb cum să le facem față. De exemplu, dacă ne prinde o furtună pe munte sau o avalanșă, dacă mergem iarna. În primul rând, avem tehnologia atât de avansată încât poți să te uiți pe net cum este stratul de zăpadă, dacă vin nori, dacă e furtună. În primul rând, ne uităm pe vreme, deoarece muntele nu pleacă niciodată. Mai bine amâni 2-3 săptămâni expediția decât să duci pe furtună și să se întâmple ceva. Dacă în caz te prinde furtuna, trebuie să cobori cât mai repede la bază, să nu fulgere sau să nu vină prea multă apă și să te prindă o avalanșă de apă sau nebunii. Știu că am fost și eu la un moment dat pe munte. Nu am o experiență bogată în astfel de expediții. Și atunci eram cu un grup de oameni neinițiați, să zic. Și așa a fost conjunctura că la coborâre ne-a prins noaptea. Și bineînțeles că am început să ne temem de urși. Întrebarea care se ridica era, bun, și dacă vine ursul, ce facem? Fiecare ședea cu părerea din ce mai auzise, ce mai citise acolo și de panică, dar totuși, concret, nu aveam un răspuns. Și totuși, dacă vine ursul, ce facem? Eu recomand la toți turiștii să aibă un șpet de piper. Ursul este puțin chior, dar are un simț de mirosului de 4 km. Și dacă ai un șpet de piper, ca și pe noi, ne deranjează. Și e bine să dai pe copaci, când în urma ta, și la așa nu o să te urmărească. Tot drumul pe care îl parcurgi să dai da, spre sau la, din loc în loc? 500-500 de metri. Ca el o să te ocolească, nu o să intre pe potecă.
Interesant și bine de reținut. Dacă ne întâlnim cu mistrețul, un alt animal de temut pentru noi. Da, la mistrețul e mai complicat pentru că atacă. Tot ce trebuie e mai cu minte ursul? Da, ursul te ocolește pentru că nu ne aflăm în meniul lui. Okay. La mistreț el mănâncă orice. Omnivor. Da. Orice găsește, el mănâncă. Ce trebuie să faci, tot așa, are o chestie și care poți să te ajuți tu, el vede un pic în reloare. Aștepți să ajungă la un metru din fața ta și sare în stânga sau în dreapta. Și dacă faci chestia asta, se plictisește și o să plece. Dar mistreții găsim mai rar. În zonele mai de deal, poate? Da, sau... în zone de deal găsim foarte mult. Munți, măcini se găsesc foarte mult mistreți și zonele joase. Știu că avem și vipere în țara noastră și nu ar fi surprinzător dacă le-am întâlni. Da. Din păcate, vipere se găsesc acum chiar peste tot, până și pe Moldovean nu poți să găsești o viperă. Dar ele ocolesc poteca. Dacă tu mergi pe potecă și nu ești niciodată de pe potecă, nu o să întâlnești. Și dacă în caz o întâlnești, încearcă să o eviți, pentru că ea doar se apără. Mulți oameni, când văd o viperă, se duc cu bățul și se joacă cu șarpele, ceea ce nu-i bine, pentru că el se apără și de asta și mușcă. Ai. Nu atacă special, a zis, ai că în seara asta atac pe cineva. Nu, pur și simplu el se apără. Deci ne vedem de drumul nostru pe potecuță. Da, că și el își vede drumul lui de viața lui. Ce se întâmplă dacă mergem pe munte, pe potecă și la un moment dat ne-am dat seama că ne-am rătăcit? Noi ținem minte cam jumătate de oră memorie vizuală și trebuie să ne întoarcem înapoi până dăm de potecă sau de marcaj. Noi jumătate de oră putem să mergem înapoi, încet, încet, mi-aduc aminte de copacul acela, de floricica aceea și încet, încet ajungi pe poteca de unde ai venit și așa poți să te întorci. Deci trebuie neapărat să mergi înapoi. De multe ori nu e bine să faci o scurtătură. Lasă că o iau pe aici că mi se pare că e o scurtătură. N-ai de unde să știi că s-ar putea să fie o prăpastie sau un teren alunecos. Ștefan, ce aventuri următoare ai în plan pentru turiștii tăi? Am tot felul de aventuri. Avem escaladă, încercăm să atingem iar vârfurile Moldoveanu, Negoiu, vrem să vizităm Cheile Rămețului, să ajungem în Maramureș, toată țara. Încerc să avem o țară foarte frumoasă și încet, încet vrem să o descoperim. Ce presupune escalada? Să te cazi pe stâncă. E greu? Nu, fac toate excursiile pe care le fac pentru începători. Oameni care nu au experiență în spate. Tot echipamentul l-am eu de escaladă. Am ales trase ușoare pe care poate să le facă toată lumea. Doar puțin curaj și tupeu ai nevoie. Curaj și tupeu. Am văzut că și mi-ai povestit și tu că faceți și rafting, activități de rafting. Da, rafting colaborăm cu cineva, nu am eu echipamentul. Și primăvara, când este apa bună, mergem la rafting. Pentru că încercăm să facem toate sporturile din România. Ce se poate face în România. Care este zona ta, muntele tău preferat din România? Muntele meu preferat este Piatra Craiului. L-am făcut în fiecare anotimp. Este un munte frumos pe care îl doresc să facă oricine. Trebuie să faci măcar o dată Piatra Craiului. După Retezat, Rodne, Ciucaș, toți munții au ceva aparte. Fiecare diferă, niciun munte nu seamănă între ei. În final, Ștefan, aș vrea să ne spui și să spui ascultătorilor noștri care sunt avantajele unui stil de viață aventuros, unui stil de viață în natură. Păi, în primul rând, îți descoperi limitele și poți să le depășești. Te redescoperi pe tine, descoperi prieteni, oameni noi în viață, oameni care au aceeași pasiune ca tine. Dacă îți place muntele, găsești alți oameni care merg pe munte. Respira aer mai curat, avem nevoie de aer curat. Și amintiri. Îți faci multe, multe amintiri. Un foc de tabără, să dormi măcar o dată, să dormi la cort, să vezi cum e, să ieși din zona de confort. E ceva, wow, simți că trăiești. Nu treci prin viață degeaba. Îți mulțumesc foarte mult, Ștefan, pentru că ai venit și ne-ai povestit, ne-ai dat atâtea sfaturi practice și îți doresc mult succes în expedițiile tale. Mulțumesc. Rămâneți alături de noi. Urmează să vorbim cu doamna Elena Lupu, pictor. Care este pasiunea ta?
Pasiunea mea este să pot ajuta oamenii să fie partea de sănătate, să fie mai sănătoși, mai fericiți și să aibă exact, să ajungă exact acolo unde își doresc ei, să-i învăț, să ajut, să ajungă unde își doresc ei. Și crezi că poți să câștigi bani din pasiunea aceasta? Da, în momentul de față asta fac, adică activez într-un club unde ajut oamenii să își atingă obiectivele, fie pe parte de sănătate, de stare de bine și de tot ceea ce vor să atingă ca și țel în viață. Îmi place să dansez, merg la cursuri de dans de aproximativ 5 ani. Așa, îmi place să încerc cât mai multe stiluri de dans, merg la workshop-uri, petreceri destul de frecvent, deci asta ar fi în ce îmi investesc cel mai mult timpul liber. Și crezi că poți să câștigi bani din pasiunea aceasta? Nu neapărat, adică timpul nu îți permite dacă nu începi de foarte devreme să ajungi la un nivel la care să poți să faci bani din asta. În continuare, alături de noi în această seară este doamna Elena Lupu, pictor, atât prin formare cât și prin profesie. Doamna Lupu, ați știut dintotdeauna ceea ce vreți să faceți? Nu. Dar cum s-a întâmplat? Ne povestiți? Din copilărie eram convinsă că o să fac creație vestimentară. Eram fascinată de tricotaj în special, dar croiam, lucram, făceam din copilărie numai asta, creație vestimentară. Și am mers pe direcția arte, în speranța că o să mă dezvolt pe ramura asta. Dar am descoperit pictura de șevalet. Am uitat de vestimentație. Cum ați descoperit-o? Lucrând. Lucrând sub îndrumarea profesorilor pe care i-a avea. Și într-adevăr m-a fascinat și acolo am rămas de atunci. Spuneți, vă rog. Și asta a rămas până în zilele noastre, ale mele, scuze, sper să tai. Profesia, plăcerea, pasiunea, terapia, tot ce ține de starea de spirit, de suflet, de bucurie, se regăsesc în activitatea asta. Am continuat astfel. Totuși, partea aceea vestimentară ține tot de domeniul artistic. Da. Ați fost încurajată de mică să vă urmați pasiunea, pentru că îmi spuneați că atunci considerați că asta vă place cel mai mult. Nu, asta am avut-o eu. Pe asta am trăit-o fără nicio îndrumare. Dar s-a depășit plăcerea, pasiunea, dorința de a face... Pictura a depășit-o pe cea vestimentară. Deja s-a estompat. În mod general, s-ar zice faptul că este greu să trăiești din artă. Cum ați hotărât să vă dezvoltați strict pe această direcție? Pentru că știm cu toții, cred, avem prieteni, cunoștințe, care, da, chiar dacă sunt firi de artiști, au și o altă meserie, nu știu, contabil sau lucrează într-o multinațională, un lucru care să le asigure o sursă de venit stabilă, să zicem. Și despre artiști există poate concepția generală că este greu să trăiești din artă. Ușor nu este. Ușor nu este nimic, în special în artă, dar nu este imposibil. Până la urmă îți urmezi vocația, te duci mai departe cu încredere și n-ai cum să nu reușești. E și asta tot o formă de existență, ca orice alta, trebuie doar să te lansezi cu încredere și să mergi mai departe. Deci nu v-ați gândit niciodată să aveți și un alt, nu știu, plan de rezervă în cazul în care nu... Plan de rezervă pot să spun că, dar nu-i rezervă, este complementar. Lucru cu copiii, dar tot în zona asta și dau mai departe ceea ce am învățat și cunosc și eu. Da, se completează, dar tot în zona asta, n-am schimbat. Asta aș vrea să dezvoltăm puțin aici, să ne spuneți cum ați reușit să transformați arta într-o sursă de venit, pentru că dumneavoastră sunteți artist full-time.
Păi n-am transformat-o, am făcut-o pur și simplu. Orice idee, orice... Lucrurile vin cu entuziasm. În momentul în care apare ideea, dezvoltă la rândul ei alte idei și alte... Sunt solicitări permanente, sunt provocări, în primul rând pentru mine. Nu mai este, nu mai iau un calcul ce voi face cu ea, o pun în practică pur și simplu și apoi o arăt. Și aceea este plăcută sau nu și de cine e plăcută, poate să fie consumată pur și simplu ca atare artă sau chiar să fie achiziționată. Dumneavoastră ați făcut studii universitare în domeniul picturii și aș vrea să ne spuneți dacă se poate mai concret ce activități v-ați dezvoltat atât pe partea aceasta de pictură cât și alte activități conexe pe care le-ați legat de ceea ce ați studiat în mod principal ca să, nu știu, să fiți poate o sursă de inspirație pentru cei care ne privesc și poate că nu știu cum ar putea să fructifice arta. E adevărat că pictura este elementul de bază. De aici am dezvoltat și alte activități, dar sunt legate strâns de pictură. Tot ca o provocare, am încercat să explor și alte materialități și am trecut la ceramică. Tot din curiozitate, din dorința tactilă, bucuria formelor care ieșeau din mână, dar iar pictura este la pachet. Ea este acolo într-o completare continuă. Am mers pe ceramică, în primul rând, pentru experiența tactilă. Pentru copii în special și pentru mine. Am început cu copiii și m-am trezit eu fascinată de această nouă abordare și am continuat să-mi pun ideile și în altă materialitate. Și la ora actuală deja ceramica este cam 80% din timpul pe care îl aloc ceramicii, pictura e și ea la pachet acolo, pânza mai rămâne în așteptare, tot și asta mă atrage mai tare. Ceramica, porțelanul, gresia, alutul. Și le transformați și pe acestea în obiecte care pot fi valorificate în financiar? Sigur că da. Până la urmă am început de la nevoile mele. Am avut nevoie de o oglindă în casă. Oglinda am vrut să o înfrumusețez și atunci am adăugat elemente decorative din porțelan, văzută de prietenii care mi-au călcat pragul, a fost plăcută. Mai departe am și postat-o pe diferite site-uri care sunt vizibile publicului larg și a devenit o cerință. După care am avut nevoie de pat, un nou pat, am vrut un pat deosebit. Am cumpărat lemn, mi-am pregătit lemnul și mi-am făcut pat din lemn. Deci am trecut și pe altă materialitate, am trecut și la lemn. M-a bucurat și m-a fascinat și lucrul cu lemnul. Și atunci obiectele decorative, practic am ieșit din pictură de șevalet, nu am ieșit definitiv, dar m-am dus către decorativ prin ceramică și mai nou și lemnul. Ați fost deschisă, cu alte cuvinte, spre orice oportunitate care se putea lega de... Deschisă, cred că e puțin spus. Ești curios. Te îndeamnă să-l cunoști și acel lucru și când l-ai cunoscut, deja le combin. Inserții de porțelan în lemn, pictura care și ea este parte componentă. Despre pasiunea transformată în job vorbim în această seară la 20+. Rămâneți alături de noi! Vă văd că sunteți pasionat într-adevăr de ceea ce faceți și poate o să vă fie greu să răspundeți la ceea ce urmează să vă întreb, dar totuși, ce proiecte de suflet aveți? Chiar dacă sunt convinsă că puneți suflet în orice proiect pe care îl faceți. Totuși, dacă ar fi să alegeți câteva dintre ele pe care ni le-ați prezenta. Cred că cea mai profundă abordare, așa ca proiect de suflet, este lucru cu copiii. Lucru cu copiii este totdeauna joacă, responsabilitate,
un continuu flux care trebuie să vină și de la îndrumător către copil, dar și de la copil către, este o învățare reciprocă. Momentele acelea de lucru și de transfer, de bucurie de la ei către mine și de la mine către ei, cu noțiunile pe care le cunosc și pot să le ofer, este fascinant. Îți dă cea mai mare satisfacție, rodul cu cea mai mare satisfacție. Ce anume îi învățați să facă? Păi tot ce știu eu. Și pot să facă tot ce știți dumneavoastră? Cu siguranță, da. Am văzut niște îngerași foarte, foarte frumoși în momentul în care mi-ați trimis fotografiile în pregătirea emisiunii. Aceia mi-au rămas întipăriți în minte. Care este povestea lor? Povestea lor a venit odată cu o expoziție personală combinată de pictură, ceramică, fotografie și am adunat și câteva elemente ca obiect, îngerașii. Ele erau parte componentă din mesajul expoziției. Expoziția se numea Raze de iubire. Raze de iubire însemnând fix aripile îngerașilor, care erau într-o formă de spirală. Și au fost așezați în centrul spațiului expozițional ca pornire către celelalte elemente din expuse. Din foarte, expoziție. Foarte frumos. Au fost momente în care ați regretat alegerile profesionale pe care le-ați făcut? Nu. Și care este secretul atunci? Nu știu, bucuria cu care faci lucrul pe care îl faci. O bucurie nestăpânită, o bucurie care nu s-a oprit încă și sper să nu se oprească vreodată. Nu iau în calcul un plan. Se spune că astea sunt strict pentru vânzare și eu trebuie să-mi creez un plan. Nu, vine ideea și apoi mă gândesc ce fac cu ele. Foarte interesant. Deci porniți de la ce aveți dumneavoastră în interior, nu de la ce credeți că ar căuta piața, să zic. Nu știu dacă aș putea ști ce ar căuta piața. Până la urmă, eu fac ceea ce mă inspiră pe mine momentul și dacă piața primește cu plăcere ceea ce fac sau parte din piață, atunci eu sunt în foarte, grafic. Foarte frumos. Cred că ăsta este idealul pentru fiecare om. Aș vrea acum pentru final să le adresați câteva sfaturi celor care ne privesc și care sunt la început de drum în dezvoltarea lor artistică, dar poate că le este teamă să meargă înainte cu încredere pe acest drum. Ce îi sfătuiți? De regulă, artiștii nu prea sunt temători, dar să zicem că sunt. Eu le sugerez să-și urmeze vocația. Să-și urmeze vocația cu toată încrederea, cu tot sufletul, pentru că atunci când faci cu dăruire, este imposibil să nu atingi sensibilități artistice, estetice. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Lubu, pentru prezența în emisiune și sper să ne revedem și într-o ocazie următoare. Cu plăcere! A fost alături de noi doamna Elena Lupu, pictor. Rămâneți aproape, urmează o nouă experiență interesantă. Care este pasiunea ta? Pasiunea mea este să mă joc pe calculator. Jocuri și să mă uit pe internet, să vorbesc cu oamenii tot pe internet. Am foarte multe pasiuni, printre care muzica, psihologia, îmi place super mult, cititul, plimbatul, discuțiile filozofice, am o grămadă. Și din aceste pasiuni crezi că poți să câștigi bani? Da, clar, pentru că, știi, mereu m-am gândit la chestia asta. Noi trăim ca să facem ce ne place, pentru că altfel existența umană ar fi super plictisitoare și foarte nașpa. Și cred că cel mai fain în viață e să faci ce-ți place. Fac dansuri de câțiva ani și îmi place foarte mult. Cred că aș putea să ajung la avansați într-o zi și eventual să dau și cursuri. Cred că s-ar putea câștiga bani din asta. Am exemplu pe profesoara mea care a pornit ca educatoare și și-a deschis un centru de dans și acum câștigă destul de mult. Deci se poate câștiga bani din asta.
Bună seara și bine ai venit! Îi spunem și Alexandrei Belu, fotograf. Alexandra, tu ești contabil full-time și fotograf pe deasupra. Cum ți-ai descoperit tu pasiunea pentru fotografie? Bună seara, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Pasiunea mi-am descoperit-o de când eram mică, să zic așa. Apelam la Kodak-ul mamei, pe care îl țineam șifonier pe film, și peste tot îl luam și făceam poze. După care, ulterior, am trecut în era digitală și aveam un aparat fotodigital, n-am să-l uit niciodată, cardurile de memorie încărcate cu poze. Și peste tot unde mergeam, pe la petreceri în familie, la munte, făceam poze tuturor, peisaje, tot. Și ulterior, timpul a trecut, am început să descoper fotografia de peisaj, macro, detaliile, și zic, ceva e. Zic, hai să începem să vedem despre ce e vorba. Am început să caut pe internet articole despre fotografie, cărți pe care le găseam gratis la vremea aceea, tutoriale pe YouTube, care erau mult mai puține acum vreo 6 ani, 7 ani. Și încetul cu încetul mi-am făcut intrarea pe partea asta de fotografie dintr-o joacă, să spun așa. Țin minte că în liceu făceam poze colegilor mele, descoperisem programele de editat pe vremea aceea, Picasa, Photoscape, și era așa o eforie, nu știu, hai să edităm, wow, ce bine a ieșit, facem efectul de blur în spate, adică... Da. Și totuși ai ales să faci contabilitatea. În paralel. Contrar așteptărilor, contabilitatea și fotografia au început mai serios cam în aceeași perioadă. Exact în momentul în care am intrat la facultate, au început să apară și evenimentele pe foto mai des. Făceam part-time într-un birou de contabilitate și încercam să le împar de pe atunci. Și au mers mână în mână de la începuturi, de la început. Așa. Da. Și cum le împaci? Pentru că totuși sunt destul de diferite. Fotografia ține de artă, contabilitatea cu cifrele. Să știi că le împac foarte bine, contrar așteptărilor, și toate persoanele care mă întreabă în general la evenimente, și ce faci, te ocupi doar de fotografie? Zic, sunt și contabil în timpul, în full time, în timpul săptămânii. Reușesc să le împac. Contabilitatea mă disciplinează, este o meserie destul de grea și solicitantă. Înseamnă termene limită, stres, exactitate, trebuie să fie egalitatea, bineînțeles, în contabilitate, și m-a disciplinat și pe partea de foto și pe mine ca om, în primul rând. Am devenit foarte, nu știu ca să zic, obsedată, exagerat de calculată în ceea ce privește finanțele. Am un Excel acasă în care îmi notez toate veniturile, toate cheltuielile, îmi previzionez ce investiții vreau să fac. Wow. Îmi dau seama că ceva n-am făcut ok, apelez la alte variante în așa fel încât luna viitoare să fie mai bine și să nu ies pe minus, pentru că întotdeauna nu e bine să fii pe minus nici în contabilitate. Și atunci le împac. Deci, practic, ești propriul tău contabil. Da, pentru că am și un PFA, da, și îmi țin contabilitatea singură și mă ajută foarte mult și pe partea asta. Și în fotografie există și câteva cifre cu care ne jucăm, pe partea asta de obiective, de focale, distanțe focale și așa mai departe, și atunci mă ajută oarecum. Deci, merg mână în mână. Merg mână în momentul de față, da. Mi-ai spus că ești full-time în timpul săptămânii, da, contabil, da, da, da. Și seara uneori și în weekend ești fotograf. Îmi închipui deja că ai un program extrem de încărcat. Cum, da, te descurci? Să știi că nici eu nu știu cum îmi iese câteodată, dar mă descurc. Este foarte încărcat programul meu, uneori sunt foarte obosită și totuși îmi găsesc resursele necesare să merg mai departe. De luni până vineri lucrez de la 9:30 până pe la vreo 6-7 la birou, mai ales în perioadele aglomerate, și se întâmplă în cursul săptămânii să am ședințe foto, de vineri până duminică ședințe foto, nunți, botezuri, depinde de solicitările pe care le am. Iar în cursul săptămânii, când vin de la birou, editez acasă. Mai am întâlniri cu clienții, întâlniri pe partea de foto și posibile colaborări.
Deci programul meu este foarte, foarte încărcat, dar am și înțelegere la locul de muncă. Pot să jonglez cu programul, am colegi care mă susțin și pe partea de foto și atunci nu pot decât să mă bucur. Foarte frumos. Da, 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 da. Deci sunt o norocoasă că totuși reușesc să fac și asta în timpul săptămânii. Și, nu știu, mi se pare că ziua ar trebui să fie mai lungă din punctul meu de vedere. Adică nu mi-ajung 24 de ore, vorba bine, 12 ore. Așa, mă cu siguranță, cred că la tine sunt mai mult de 12 ore de lucru. Da, da, deci mă prinde și 2 dimineața, 3 de cele mai multe ori când trebuie să predau materiale și e destul de solicitant. A doua zi trebuie să fiu cât se poate de aptă să lucrez cu cifrele. Dar e ok. Am o agendă după mine toată ziua, am un Excel, am un Memento, Google și așa mai departe, care mă ajută foarte mult să țin pasul cu tot programul și... Au fost vreodată totuși momente în care ai vrut să renunți? Au fost momente grele. Și cum le-ai făcut față? Mi-a fost destul de greu să fac față anumitor situații și, în general, viața ne oferă niște lecții destul de dure. Sunt o persoană optimistă și întotdeauna am găsit resursele necesare în interiorul meu să merg mai departe. Măi, s-a întâmplat asta, poate pe moment nu am gândit așa, dar ulterior am învățat ceva din acele lecții și zic, ok, pot să o fac și pe asta, pot să merg mai departe. Am avut și persoanele lângă mine potrivite și cele mai importante din viața mea și mama este cea care la orice pas îmi este lângă mine și atunci nu m-am gândit să renunț la niciuna dintre cele două joburi, dar am avut încurajare și sprijin, în primul rând. Cum să-ți faci cel mai reușit selfie? Aflați la 20 plus în câteva minute. Ce fel de lucruri fotografiezi tu? În momentul de față, eu fotografiez bebeluși foarte mulți, fotografia de eveniment, dar îmi plac copiii și atunci pe partea asta mă axez foarte mult pe botezuri, moțuri, turte, ședințe foto aniversare de un an, ședințe foto de familie. Am și solicitări pe partea de cununii civile și nunți. Și asta mi-o ocupă tot timpul. Tot timpul. Nu este greu să lucrezi cu copiii, totuși sunt așa de mici? Da, bine, când sunt mici, într-adevăr, trebuie să ai o anumită răbdare și să înțelegi că au nevoie de anumite ore de somn, să mănânce, să se liniștească. Atunci când sunt mai mari, trebuie să alergi în permanență după ei să le faci poze. Dar fiindcă eu sunt și o fire dinamică și îmi place să fiu pe fugă tot timpul, atunci copiii, într-un fel, mă încarcă cu energie și mă animă din punctul ăsta de vedere și nu mi-e foarte greu. Super. Aș vrea acum să te rog să ne dai câteva, nu știu, tips and tricks să le numesc. Așa. Pentru momentele în care vrem să fim și noi fotografi, proprii noștri fotografi. Și să începem, nu știu, cu poze pentru peisaje. Mergem undeva, într-o vacanță, facem o poză unui peisaj și vrem să postăm pe rețelele de socializare. La ce ar trebui să fim atenți? În primul rând, în calitate de fotograf, lumina este cea mai importantă și atunci, ca și amatori, ar fi ideal să facem fotografiile ori seara după apus, ori dimineața la răsărit, dar nu cred că ne trezim în timpul liber la ora aceea. Deci lumina ar fi un prim factor. Totuși, îmi cer scuze că te întrerup, nu durează foarte mult timpul acela, pentru că din momentul în care apune soarele până când e întuneric complet... Nu durează foarte mult, deci trebuie să fii pe fază ca să prinzi cadrul. Fotografia de peisaj trebuie să ai multă imaginație și să surprinzi momentul, să fii acolo. Să ai în vedere ce vrei să pui în evidență, stilul de încadrare, unghiurile din care poți să fotografiezi, filtrele. Eu sunt adepta cât mai natural, așa că îmi plac fotografiile naturale, dar pe partea asta de peisaj nu sunt niște reguli stricte pe care să le urmez ca la carte. Apropo de încadrare, știu pe cineva care mereu zicea, când făceam câte o poză, ai tăiat turnul bisericii sau ai tăiat turnul castelului. Da, 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 există... E așa o greșeală gravă? Mai ales în fotografia de portret, da, și în general de eveniment, sunt niște reguli pe partea
asta de încadrare în care n-ai voie să tai genunchii, încheieturile mâinilor, coatele, să nu lași spațiu foarte mare deasupra capului. Adică sunt niște reguli de bază pe care trebuie să le respectăm, pentru că altfel strică imaginea în sine. Și atunci nu cred că îi convine nici clientului când îi dai produsul finit așa. Suntem în epoca selfie-ului. Da. Cum, sau există, nu știu, anumite reguli chiar și pentru selfie-uri? Să știi că da, eu de obicei nu prea le aplic, n-am timp să-mi fac selfie-uri, dar este bine să ții cont atunci când faci selfie-urile, să întinzi mâna cât se poate, adică la maxim, și să ridici undeva la nivelul capului, puțin mai sus de cap, să nu deformezi nasul, să nu-ți iasă ochii foarte mari și așa mai departe. Și atunci, cu cât ții telefonul așa, cu atât fața ta este mult mai clară, nu e nimic mărit, este o armonie perfectă din punctul ăsta de vedere. Sunt adepta less is more. Adică nu îmi plac editările pe partea de selfie-uri. Acum fiecare... Nici acelea de pe Instagram, de exemplu? Ba da, sau dar... sunt niște, mă rog, filtre? Filtre, da, speciale. da. Dar merg puțin trase de păr și acelea. Adică da. Eu le fac și pe acelea în stilul meu, nu... Naturalul este întotdeauna cel mai da, bun. Da. Alexandra, care este fotografia ta preferată? Știu că am avut o discuție și înainte de emisiune și... Da, cred că e cel mai greu să întrebi un fotograf care e fotografia lui preferată sau să-l pui să-și aleagă. Și totuși tu ai fost foarte drăguță și ai ales câteva și rog colegii să difuzeze aceste imagini. Da. Ce este aici și de ce? Este o fotografie cu un bebeluș de 14 zile, cu o bună prietenă de-a mea. Și este una dintre fotografiile mele preferate. Îmi inspiră o liniște și o iubire pură. Mi-e foarte greu să mă exprim atunci când fac fotografiile, pentru că eu le trăiesc efectiv. Dar fotografiile cu mame și cu copii la piept îmi inspiră cea mai mare liniște pe care ți-o poate da o persoană în viața aceasta. De vreo că fiind și în burta mamei timp de 9 luni, și asta este o conexiune foarte, foarte puternică între copil și mamă, și atunci este una dintre imaginile mele preferate. Foarte frumos. Și ai mai ales încă una? Da, este la nunta unei foste colege din liceu. Și când am văzut cadrul acesta, zic ok, zic copilul stă perfect acolo în ușă. Cred că toate când suntem la vârsta ei ne dorim, wow, vreau și eu să fiu mireasă frumoasă, să ajung și eu într-o zi așa. Și atunci am încercat să surprind dorința cu care ne naștem noi ca femei, ca într-o zi să ajungem și noi mirese, să fie despre noi o zi. Foarte frumos și foarte profund ești, Alexandra. Am ajuns, din păcate, la finalul discuției noastre și timpul a trecut foarte repede. Știu. Și aș vrea să te rog pentru final să adresezi un îndemn, un sfat celor care ne urmăresc și care poate că nu au curajul să își dezvolte pasiunea pe care o au, oricare ar fi ea, și rămân la munca poate monotonă, sigură, de birou pe care o au. Cred că este indicat la un moment dat în viață să ieșim din zona de confort, chiar dacă este greu. Ca și sfat, primul ar fi să zâmbiți mai des. Și în ceea ce privește să ne urmăm pasiunea și visul, e să nu vă lăsați influențați de ceea ce zic oamenii din jur, și dacă tu simți că acel lucru te reprezintă și vrei să-l faci pentru că ți-aduce o mulțumire sufletească și o împlinire ca om, atunci go for it. Și fă cât poți mai mult în viața asta și nu lăsa să stea în cale nimic. Îți mulțumesc mult de tot, mulțumesc, Alexandra, pentru că ai venit și pentru că ne-ai spus atât de frumos în cuvinte tot ceea ce faci tu. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în această ocazie și vă doresc să dați plus valoare vieții voastre acordând mai multă atenție pasiunilor pe care le aveți și încet, încet, de ce nu, să le transformați în surse de venit. La revedere!